Asociația studențească Amicus Baia Mare, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj și alte instituții, organizează proiectul Orășelul Copiilor în Parcul Municipal din Brădet. Evenimentul va avea loc duminică 10 iunie. Acțiunea dorește să ofere tuturor copiilor din clasele 1-7 din Zalău și împrejurimi lecții de viață din diverse activități recreative-educative desfășurate în Parcul Brădet, sub motoul „Visez să devin om mare”. Voluntarii cu experiență în activitățile cu copiii din cadrul asociației Amicus Baia Mare vor construi un mini-orășel pentru copii, având reprezentate instituțiile obișnuite într-un oraș: primărie, rachetomodelism, podul maimuțelor, școală, spital, poliție, biserică, filarmonică, piață, poștă, pompieri, club alpin și așa mai departe. Accesul se va face pe baza unui pașaport primit la intrarea în orășel. După aceasta, copiii urmează să participe activ în orășel, învățând să fie buni cetățeni încă de la o vârstă fragedă. Organizatorii vor pregăti multiple activități și jocuri recreative, jocuri, concursuri, trasee cu obstacole, învățarea unor reguli de politețe și a bunelor maniere educative, educație antidrog, învățarea unor reguli de supraviețuire, concursuri, învățarea regulilor de prim ajutor, introducere în orientare, biserică, filarmonică, viață în natură, exerciții pentru stimularea creativității și cunoașterea de sine, școală, ateliere. Copiii vor primi diplome și vor putea lua acasă gratis obiectele lucrate de ei. Va fi și o tombolă la final pentru participanții fideli la toate standurile. Se vor oferi tabere de vară gratuite, skateboarduri, trotinete și alte premii valoroase.